Deși are resurse naturale importante, țara noastră nu dispune de o strategie pentru modernizarea turismului balnear, așa că autoritățile locale fac ce pot. Stațiunea Băile Govora, de pildă, a fost pe jumătate reabilitată cu bani europeni. Emblema localității, pavilionul central, este însă o ruină. Nici izvoarele cu apă sulfuroasă pentru care turiștii vin la tratament nu sunt îngrijite. Iată ce a găsit acolo inspectorul Pro. România deține o treime din izvoarele termale și minerale ale Europei. În orice țară civilizată, o astfel de bogăție ar fi pusă în valoare și exploatată cu cap. La noi nu se întâmplă așa. Aici ar putea să fie ceva de nivel european. Dar la noi românii cam așa stau lucrurile. Vântul bate apagubă prin toate stațiunile noastre. Priviți ce se întâmplă în Băile Govora. Pe aici se merge la izvoare. Vă însoțim, să știți. I-am surprins pe vizitatori în mijlocul unei dispute. Oamenii susțin că doctorii au atenționat să nu bea apă de izvor pentru că nu ar fi potabilă. Ca să spui că apa asta e toxică. Uiteți, domnule, că eu când eram copil... Doctorița, lasă să spună, să vorbească doctorița. Da, așa v-a spus că apa nu este verificată și este toxică. Nu zic că toxică, nu e verificată. Dacă se întâmplă ceva, să nu veniți la noi. Am încercat să lămurim acest aspect cu proprietarul izvoarelor, SC Băile Govora S.A. A refuzat să fie filmat. A recunoscut însă că în cazul celor două izvoare, analizele au ieșit prost și le-a oprit din precauție. Acum sunt în reabilitare. Nu știm cât va dura. Proprietarul ne-a asigurat însă că izvorul care curge este testat și sigur pentru pacienți. Am fost acum 4-5 ani și era totuși parcă mai îngrijită. Din an în an mai e slab. Aici ar trebui să fie o zonă în care oamenii să se poată adăposti. Dar uitați cum arată. Din acoperiș se desprind bucăți. Este periculos să stai aici. Nu ai cum, că oricând poate să-ți cadă ceva în cap. Uitați și aici. Se desprinde tavanul. Doamne ferește să te prindă vreo furtună aici. În vremurile sale de glorie, 40.000 de turiști străini și români veneau aici la tratament. Prin anii 80, oamenii nu stăteau cu frica prăbușirii clădirilor. Băile Govora era considerată cea mai profitabilă stațiune și era cerută pentru izvoarele cu apă sulfuroasă, iodurată și bromurată. Valori terapeutice incontestabile care au poziționat-o pe primul loc în tratarea afecțiunilor respiratorii, orele și a problemelor locomotorii. Totul s-a distrus în timp. Priviți cum arată și pavilionul central pentru băi. O emblemă a stațiunii ridicată după planurile arhitectului francez Ernest Donu. Stă să se dărâme. Bună ziua! Intră pe partea asta. Da? A, voi faceți poze aici? Da. Dar văd că acest loc în paragină, așa cum îl vedeți, a devenit un loc bun pentru amatorii de fotografie, pentru artiști. Tot societatea Govora S.A. deține și această bijuterie arhitectonică. Susține că nu are bani să refacă centrul de tratament. Ar fi investit deja 8,5 milioane de euro în celelalte 45 de clădiri pe care le are în proprietate și a redat circuitului turistic 3 hoteluri cu baze de tratament la standarde europene. Nici primăria nu e mai prejos cu laudele. Edilul spune că a scos alte 10 clădiri din ruină, investind 6 milioane de euro, bani europeni și fonduri guvernamentale. Adevărul e că jumătate din stațiune arată bine. Mândria primarului este parcul, care datează din 1900 și nu este unul obișnuit. Aceste alei pe care le vedeți dumneavoastră nu au fost concepute ca alei de promenadă. Au fost concepute ca alei de cură balneară. Fiecare om care venea aici și care avea o suferință legată de aparatul respirator, în funcție de diagnostic, trebuia să facă o plimbare pe aleea respectivă și cu declivitate și fără declivitate. E frumos. În fiecare zi 4 km, 2 dus, 2 întors. Și ne plimbăm, păi doamna are 82 de ani și tratamentul cel mai bun e aerul de afară. Și atunci ne întrebăm, pe bună dreptate, de ce stațiunea curată, aranjată și refăcută pe bani europeni nu atrage turiștii. Ne punem în pielea unor turiști și vrem să vedem ce activități avem de făcut în această stațiune. Ce oferă stațiunea? În afară de tratament, altceva nimic. Să stea în parc, să facă plimbările de seară și cam atât. Poți să mergi în parc, să vizitezi, să faci o excursie. Un eveniment organizat, să mergeți la un teatru, la vreun concert, la ceva. Deci dacă nu este, unde să mergi? Deși printre clădirile reabilitate se află și sală de spectacole cu amfiteatru, un aer liber și cinema, nimeni nu s-a gândit să organizeze și evenimente. Se făceau seri festive.
cu muzică. Acum niște seri festive în stațiune aici ați văzut? La televizor. Păi, turismul în țara noastră e la pământ. E de râs, de râs. Pe fondul unui buget, așa cum este construit el, nu are disponibilitate să creeze zona de divertisment. Obligativitatea cade în sarcina operatorului de turism care își aduce aici turiștii. Deși țara noastră are izvoare unice în Europa, autoritățile nu-și dau silința să aducă turismul balnear în secolul nostru. Cu bani europeni și voință, stațiunile ar putea deveni profitabile. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.